Emisiunea Cronica Cârcotașilor de la Prima TV a împlinit 23 de ani de când e difuzată pe micul ecran. Într-o postare pe pagina oficială de Facebook a show-ului a fost marcat evenimentul. Șerban Huidu le-a mulțumit celor care îl urmăresc. Când am ajuns la TV, mi-au pus o casetă în brațe unde erau toate. Un show de televiziune, cu bebelușe, cu doi oameni. Eu am zis că sunt doar eu și că eu doar scriu. Bebelușele n-au fost ideea mea. Dar ideea în sine mi-a plăcut. Se trecea într-un subsol, unde era plin de șobolani. M-au luat, m-au aruncat și primele luni, aș putea spune că primele 6 luni de-abia încercam să văd cum merge șmecheria asta. Bineînțeles că voiau cât mai mare audiența, dacă se poate totul mâine, dar nu s-a putut, am avut o salvare. Șefa de la vânzările Prima TV era o tipă foarte înfiptă și unii au zis să terminăm cu porcăria asta, dar ea a venit și a zis că vinde foarte bine. Așa că m-au mai lăsat, a declarat Șerban Huidu. Șerban Huidu și Mihai Găinuș au făcut o echipă bună pe micul ecran, însă relația lor de prietenie s-a stricat și au ajuns să nu își mai vorbească. În anul 2014, Mihai Găinuș a ales să se retragă de la Cronica Cârcotașilor, după 14 ani de activitate. Dorința lui de a pleca de la emisiune a avut loc după un conflict pe care l-a avut cu Șerban Huidu. Acesta fiind principalul motiv pentru care el a renunțat la show-ul de la Prima TV, mi-am asumat responsabilitatea coordonării emisiunii când Șerban nu era capabil, acum ceva vreme, la Canal D, Șerban Huidu a recunoscut că îi duce lipsa lui Mihai Găinușă. Da, îmi lipsește de când a plecat. Problema în sine s-a rezolvat, dar ceea ce a făcut cuplul Huidu-Găinușă în televiziune nu prea făcuse nimeni și mi-e greu să cred că se va întâmpla. După ce Șerban Huidu a făcut accidentul de mașină la Brașov, Mihai Găinuș a preluat atribuțiile lui. Huidu era frustrat când vedea că Mihai Găinușă nu se descurca la fel de bine ca el, iar într-un final, lucrurile între ei s-au stricat și relația lor de prietenie de ani de zile s-a terminat.